Salutare tuturor băieți și bine regăsit în acest episod de Săstul Real. Și astăzi am revenit cu un nou episod de ce spun jucătorii. Ei bine, uitați-ne deja în al doilea episod de ce spun jucătorii, în care îl avem ca invitat pe Patrocle. Salutare, Patrocle! Salut! Astăzi el va încerca să răspundă corect la toate cele 6 întrebări din această serie. Haideți să vedem dacă va avea noroc să răspundă corect sau nu. Și în prima rundă de ce spun jucătorii, suntem aici alături de Patrocle pe mapa Bombardament și haideți să vedem dacă răspunde corect la următoarea întrebare. Patrocle, am întrebat 100 de jucători în ce update s-au adăugat flopuri cu steaguri. Varianta A 0.23, varianta B 0.44 sau varianta C 0.45? 0.44. Răspuns corect, felicitări! Suntem de așa în a doua rundă de ce spun jucătorii. Suntem iarăși alături de Patrocle, care este pe cale să răspundă la a doua întrebare. Patrocle, cum ți s-a părut prima întrebare? O ușoară. Haideți să vedem dacă de data aceasta Patrocle va răspunde corect la următoarea întrebare. Patrocle, am întrebat 100 de jucători cu cine a făcut colaborare Stumble Guys. Varianta 1, Naruto, varianta 2, NFL și varianta 3, Barbie. Rabbit. Rabbit nu se află în întrebare. Deci, am întrebat 100 de jucători cu cine a făcut colaborare Stumble Guys. Varianta 1, Naruto. Varianta a doua, NFL. Și varianta a treia, Barbie. NFL. Felicitări, e răspuns corect. Hai să vedem dacă reușim să facem și un win în această rundă. Mama, Patrocle, care vine direct cu emoturi. Dați-ne și în a treia rundă de ce spun jucătorii. Adițu, deci întrebarea din runda a treia sună cam așa. Am întrebat 100 de jucători câte animationuri sunt în prezent pe Stumble Guys. Varianta A 25, varianta B 67 sau varianta C 35? Varianta C 35. Felicitări, răspuns corect. Suntem deja în semifinală, jucăm pe mapa Honey Drop și acum îl întrebăm pe Patrocle. Patrocle, ești gata să auzi penultima întrebare? Da. Și întrebarea sună cam așa. Care este playerul care se află pe locul 1 global? Varianta A. Varianta A. Varianta A. TTK Aaron Das Show. Varianta B TNX. Și varianta C Astral Royal. Varianta A. Felicitări, răspuns corect. Cum ți s-a părut această întrebare? A fost grea sau nu? Ușoară, că mă uit mereu pe acolo, pe local și pe global. Vedeți, băieți, acesta înseamnă un player care este foarte activ pe joc. Sincer, cam aceasta a fost cea mai tryhard întrebare după părerea mea. Vom vedea la ultimele două întrebări cum te vei descurca și, de asemenea, dacă vei avea noroc să răspunzi corect la toate întrebările. A, bă, tu nu mai muri și odată? Nu mor. Exact.
Mamă, dar tu ești nou. Suntem deja în semifinală alături de Patrocle. Să vedem dacă se va descurca la ultima, penultima întrebare. Și întrebarea sună cam așa, Patrocle. Am întrebat 100 de jucători. Câte limbi are Stumble Guys în prezent pe joc? Varianta A, 19 limbi. Varianta B, 17 limbi. Sau varianta C, 14 limbi. Varianta A, 19 limbi. Răspuns greșit. Varianta corectă este 14 limbi. De ce crezi că varianta corectă era A? M-am văzut că era numai de și n-am făcut. Ține și în mapa finală, în runda finală, cu întrebarea a șasea. Patrocle, fii concentrat că aceasta, sincer, este cea mai grea întrebare din acest episod. Întrebarea sună cam așa. Am întrebat 100 de jucători. Care setare a fost adăugată de curând pe Stumble Guys? Varianta A, Height Quality. Varianta B, Switch Control. Sau varianta C, Detach Emote. Varianta C, Detach Emote. Felicitări, răspuns corect. Ai trecut toate întrebările cu 5 cu 1. Acum, pe final de episod, vom da un match împreună cu Patrocle și vom cere părerea cum s-a distrat în acest episod. Patrocle, răspunde la această întrebare. Cum ți s-a părut episodul? Bă, episodul ăsta se pare mult interesant pentru că ce e întrebări pentru player de Stumble Guys să vezi dacă chiar joacă jocul sau nu. Și dacă zic ei că sunt bun, dar de fapt nu știu nimic, ca poți să-i dai de gând. Ți s-au părut grele întrebările sau nu? Unele chiar mai ușoare, unele chiar mai grele. Vrei să mai participi la alte serii pe viitor? Da, aș fi foarte bucuros să mai particip. Și nouă ne-aș face deosebită plăcere dacă ai mai fi alături de noi și la viitoare episoade. Da, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like și subscribe și ne vedem data viitoare la un episod. Pa, pa!